Ignoranța are consecințe grave, mai ales în pandemie. Potrivit oficialilor din statul american Oregon, o persoană care s-a dus bolnavă la muncă este cel mai probabil cauza cel puțin două focare recente din regiune. Autoritățile au informat că persoana în cauză a mers la muncă deși se simțea rău, iar ulterior a fost testată pozitiv cu noul SARS-CoV-2. Șapte oameni au murit ca rezultat al primului focar, iar câteva sute au fost forțați să se autoizoleze din cauza celui de-al doilea. Numele celui care a cauzat focarele nu a fost făcut public. Oficialii din Comitatul Douglas au numit incidentul ca fiind o acțiune de superrăspândire care se referă că este suficient ca un singur om să participe la adunări precum nunți, petreceri și evenimente religioase pentru a infecta un număr mare de alți oameni. Autoritățile din regiune au avertizat pe toată lumea să stea acasă, mai ales dacă au simptome asemănătoare cu COVID-19 și să urmeze sfaturile specialiștilor în domeniul sănătății. Comitatul Douglas, care are o populație de doar 111.000 de locuitori, a înregistrat până acum peste 1.300 de cazuri. În total, 37 de oameni au murit după ce s-au infectat cu SARS-CoV-2. Săptămâna trecută, Douglas se afla printre cele 29 de comitate din Oregon, unde oficialii au declarat că există un nivel de risc extrem de ridicat.